Bună ziua, dragii mei! Astăzi mi-am propus să facem o pereche de pantalonaș. Pentru aceasta avem nevoie de o coală pe care nu o vom mai rupe în formă de pătrat, ci pe lung, deci o pliem pe mijloc și o vom rupe. Bun. Vom plia din nou pe mijloc. Astăzi vom lucra foarte mult pe lung. Da? Așa. Desfacem. Partea de jos trebuie să o aducem până la mijloc. Partea de sus până la mijloc. Ok? Bun. Acum vom plia pe mijloc. Da. Și trebuie să dăm mijlocul. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Comorile Elisabetei. Bine? Pentru mai multă distracție. Ei, ținem cu această despărțitură spre noi și vom plia în așa fel încât dunga aceasta de sus să vină peste dunga de marcare a mijlocului. Bine? Același lucru vom face și cu partea stângă, deci partea de sus să vină aliniată la mijloc. Dacă nu aliniem cum trebuie, nu ne vor ieși pantalonii așa cum trebuie. Bun. Acum, aici multă lume se încurcă. Trag de partea din dreapta lateral, bag degetul pe crăpătură și mă duc cu el până în spate de tot. Întorc în sus. Și văd că aici am format două linii, da? Sunt formate două linii, una dreapta, una stânga. Voi apăsa, voi plia puțin dunga dinspre mine, care era invers, și presez efectiv pe invers, bine? Același lucru voi face și aici. Desfac, mă duc cu degețelul pe mijloc. Trag spre mine, aici sus voi da dunga, bine? Așa, și pliez. Da? Sper că toată lumea a ajuns la această poziție. Trebuie să-mi vină perfect cele două părți. Aici, vedeți? Da? Bun. Iau partea din dreapta și o dau peste cea din stânga. Bine? Întorc invers și voi face la fel. Iau partea din dreapta, o dau peste cea din stânga. Acum, partea de jos. Deci apăs așa, pliez bine, 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 bine. Partea de jos o voi ridica în așa fel încât să-mi vină să nu se vadă dunguțele de dincolo. Și întorc și repet operațiunea. Bun. Acum voi întoarce și voi ține cu fața la mine. Partea din dreapta o pliez peste cea din stânga. Întorc. Partea din dreapta o pliez peste cea din stânga. Și ia uitați ce avem aici. O pereche de pantaloni pe care îi vom putea colora așa cum ne dorim noi. Uite, îi facem aici cu un albastru mai închis. Așa. Aici așa. Un albastru mai închis. Și
măresc un albastru mai deschis. Și am și colorat. Distracția va aparține, da? Pants, pantaloni. La revedere! Nu uitați să vă abonați!